Noi vă spunem bună ziua și mulțumim pentru ați dat curs invitației noastre pentru conferința de presă a Partidului Mișcarea Populară Neamț. Dați-mi voie pentru început să vă prezint colegii mei și așa cum îmi firesc o să încep cu doamna avocat Todiriță Andreea, domnul deputat Ștefan Burlacu și domnul Florin Tiberu Ioniță, președintele de la Târgu Neamț. Bună ziua, bine ați venit. Avem două teme. Prima temă referitoare la alegerile din 5 iunie de partea organizatorică și a doua temă, o temă privind o situație politică văzută de către Partidul Mișcarea Populară Neamț la nivel de municipii, orașe și comune, deci la întregul județ Neamț. Pentru început, aș vrea să vă informez că astăzi am depus la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană numărul 29 lista completă de 44 candidați pentru funcție de consilier județeni în viitorul Consiliu Județean Neamț. Suntem primul partid din județul Neamț care am reușit să strângem o echipă performantă de 44 de candidați. Suntem singurul partid, Partidul Mișcarea Populară Neamț, care am depus dosarele complete și așa cum o să vedeți și lista este publică pentru că am spus-o și o repet tot timpul, foarte multe din drepturile și obligațiile cetățenilor depind datorat, eu știu, poate puțină lume cunoaște în acest moment că drepturile sunt garantate prin Constituție, dar depind de aceste consilii județene și consilii locale și consilii orășenești. Și conform principiului Partidului Mișcarea Populară, noi luptăm pentru transparență, pentru libertatea de opinie și libertatea cetățeanului de a fi informat la timp despre problemele acestui județ. Am spus-o și în zilele trecute și o spunem și astăzi când am depus această listă, 99,9% sunt oameni noi pe lista de candidați la Consiliul Județean. Suntem o echipă puternică pentru județul Neamț, o echipă unde media de vârstă cred că este sub 45 de ani, dacă am făcut bine calculul, dacă nu o să mai... Sperăm ca cetățenii și locuitorii județului Neamț să privească această listă pe care cu siguranță o să, prin intermediul nostru, o să fie cunoscută și să vadă că într-o primă fază suntem singurul partid care chiar ne-am ținut de cuvânt și am spus de foarte multă vreme că vrem oameni noi, vrem schimbarea clasei politice și vrem să facem o politică pentru oameni și pentru cetățenii acestui județ. O să rog și pe colega mea, Andreea Todiriță, să vă spună câteva cuvinte despre această acțiune care am dus-o la bun sfârșit. Da, mulțumesc. Așa cum spunea și colegul meu, astăzi au fost depuse listele complete pentru Consiliul Județean. Sunt într-adevăr 44 de candidați, au fost depuse la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană. Aceste liste sunt, așa cum spunea și colegul meu, complete și sunt alcătuite din candidații la Consiliul Județean, persoane care într-adevăr sunt tinere. Limita de vârstă este cea pe care am menționat-o și domnul președinte Dulamă. Noi vrem în primul rând să mulțumim tuturor nemțenilor care au înțeles să semneze pe listele de susținători. Acest lucru dovedește faptul că și dumnealor, cei aproximativ 6.000 de susținători, înțeleg că prin susținerea pe care ne acordă nouă, practic ne investesc în ideea de a schimba clasa politică. Și cu siguranță faptul că majoritatea nemțenilor
participarea clasei politice la nivel de județ Neamț, cel puțin, și cu siguranță că domnul deputat ne va spune și cu privire la nivel național, cu siguranță că se așteaptă aceeași schimbare. Vă mulțumesc. Domnul deputat. Da, bună ziua. O să încep prin a le mulțumi și eu colegilor care au depus efort în ultimele zile de a strânge aceste semnături și a reuși ca astăzi să finalizăm listele și să le depunem. Mă bucur că suntem primul partid politic care a depus listele la nivel de Consiliu Județean. Eu m-aș referi un pic la programul nostru politic, ce ne dorim pentru cetățenii din județul Neamț. Așa cum am și în alte posturi de televiziune, am transmis că programul nostru politic este această cărticică care o păstrez și cu sfințenie, pentru că fiecare cetățean din județul Neamț trebuie să știe că are anumite drepturi și mă duc la capitolul 2 din Constituție, drepturi și libertăți, prin care cetățenii au dreptul să fie informați, au dreptul să aibă o sănătate curată, să aibă un mediu sănătos, să aibă dreptul la învățătură. Sunt multe lucruri care trebuie transmise prin această cărticică, nu o să intru în detalii, dar vreau să le transmit cetățenilor din județul Neamț că acest partid nou creat cu oameni noi care, după cum observați, 99,9, asta înseamnă că unul singur a mai făcut politică din lista noastră de consilieri, de candidați la Consiliul Județean. Vrem să venim cu un suflu nou pentru județul Neamț, vrem să venim cu lucruri clare, fără promisiuni, și vrem să aducem ce își dorește cetățeanul din județul Neamț, bunăstare, siguranță, lucruri clare care timp de 26 de ani nu le-a avut. Îmi pare rău să spun lucrul acesta, dar cred că după 26 de ani, România are nevoie de altfel de politicieni, un altfel de oameni care să-i reprezinte. Nu să ajungă într-o funcție și după 4 ani să vină să-i mai ceară o dată votul. Au nevoie de oameni și au nevoie de reprezentanți, că de-aia suntem trimiși să-i reprezentăm, nu suntem trimiși să ne rezolvăm doar interesele noastre personale. Ceea ce se vede și la nivel național, ce se întâmplă în ultimul timp pe zona politică, ce se întâmplă în Parlament, știți foarte bine, pentru că în ultimul timp, în loc să mergem în Parlament de a rezolva problemele cetățenilor, de a veni cu legi clare și sănătoase pentru noi, pentru noi românii, noi mergem să votăm sau nu ridicarea unei imunități la un coleg sau altul. În altă ordine de idei, m-aș mai duce un pic pe combinațiile politice care se întâmplă și, din păcate, se întâmplă și la nivel de județ. După cum observați, UNPR-ul deja a bătut palma cu PSD-ul, deja eu transmisesem cu ceva timp în urmă că UNPR-ul intră în disoluție și uitați, înainte de depunerea candidaturilor, deja la nivel de județul Neamț, UNPR-ul nu mai există, deja am înțeles că sunt... Deja protocolul s-a și încheiat, vor fi în alianță cu PSD-ul. Se pare că la nivel de județ Neamț tot UNPR-ul, PSD-ul, ALDE, PSR-ul și, nu știu, PNL-ul deja au bătut palma. Ei și cred că ei conduc județul, dar votul este mâna cetățenilor, e mâna dumneavoastră și cetățenii vor hotărâ cine va... cui vor încredința votul în data de 5 iunie. Sper să fie încredințat Partidului Mișcare Populară, aceste echipe tinere și frumoase. Vă mulțumesc. Dacă aveți dumneavoastră întrebări. Numai pentru Consiliul Județean ați depus liste sau pentru toate localitățile? Am depus liste în 39 de localități până astăzi. Am depus listele la Roman, dintre municipii, am depus listele la Târgu Neamț, președintele ei aici poate să vă confirm, ieri a fost la biroul de circumscripție la Târgu Neamț. Lista de consilieri județeni, până marți, nu o dau cu titlul de zvon sau de știre ieșită din tipare, dar... credem că ne ducem undeva la 80-85% din localități. Deci nu știu, noi am vrea să depunem în toate cele 83 de localități, dar se pare că și aici era o problemă care foarte bine a punctat-o și domnul deputat Burlacu.
Am ajuns într-un hal în oraș și mai puțin, dar în comune, când toți cetățenii din comune sunt speriați de actualii primari, de actualii secretari. Am simțit pe propria piele, timp de o săptămână am bătut județul, împreună cu domnul deputat și colegii mei din echipă, nu vor nici măcar să-și mai dea nici buletinul, nu să-i mai pun să semneze pe o listă. Și toți îmi motivează aceeași frică, aceeași motiv, frica de actualii conducători, acești primari care stau la al doilea, al treilea, al cincilea mandat unii. E un sentiment de teroare și o frică care, vă spun eu, cu siguranță n-am mai întâlnit-o niciodată, iar oamenii cu care am vorbit spuneau că e ceva mai acut decât înainte de 89. Asta e situația politică acum în județul Neamț. Asta este trocul USL-ului, ca să spun așa, acele aranjamente făcute pe genunchi, în birouri. Oamenii sunt speriați, cel puțin în mediul rural, dar noi sperăm ca și prin intermediul dumneavoastră să ducem un mesaj corect și să știți că Partidul Mișcarea Populară la Neamț și în toată România nu a făcut niciun troc politic și nici nu va face. Suntem un partid de centru-dreapta, am venit cu liste de candidați noi, vrem să schimbăm clasa politică actuală cu oameni noi, oameni tineri care nu au mai făcut politică și credem că pe 5 iunie oamenii vor aprecia această listă și acești candidați pe care o să-i prezentăm în zilele următoare. Care sunt primul 5 pe listă de la o să vi citesc cu permisiunea dumneavoastră. Deci pe locul 1, domnul deputat Ștefan Burlacu, născut în 67, este inginer de profesie, este de loc din satul Valea Seacă, comuna Bălțătești. Pe locul 2 este doamna Todiriția Andreea, este născută în 80, de profesie avocat. Pe locul 3, cred că cam să mă introduc în 0,01, oameni care au făcut politică, dar n-am avut niciodată funcție. Dulamă Laurențiu Cristinel, născut în 68. Pe locul 4 este domnul Ungureanu Cristi, economist de profesie, născut în 73. Este un militant de ani de zile pentru copiii cu sindrom Down și copiii cu autism și sperăm să avem o voce puternică în Consiliul Județean pentru că trebuie făcut ceva și pentru acești oameni. Și din Piatra. Și din Piatra Neamț. Pe locul 5 este domnul Ioniță Florin Tiberiu, președintele de la Târgu Neamț, născut în 76, este inginer topograf. Pe locul 6 avem din zona Romanului pe domnul Tancău Ioan din comuna Ghereiești. Este administrator asistent social, născut în 77. Pe locul 7 avem... 5 ați urmă. Cum? Primii 5. Eu îi vă zic pe primii 10, vă supărați? Oricum vă facem copii la listă, să știți. Pe locul 7, când am plecat la luptă, noi la mișcare, până la Berlin. Da. Pe locul 7 avem, adică aș vrea să scot în evidență, în primul rând, de aia vă și spun data nașterii, pentru că poate la doamne nu se spune, dar doamna deputat, nu se supără. Nu se supără. Pe locul 7 avem președintele de la tineret, la nivel de județ, Lăpușneanu Paul, născut în 83, este profesor de educație fizică și sport. Pe locul 8 avem pe domnul Cristescu Gheorghe, născut în 65, care este de profesie mecanic. Pe locul 9, da, e din zona Târgu Neamț, deci am vrut să cuprindem toate. Pe locul 9, o doamnă, Savin Petronia, născut în 68, este ingineră. Pe locul 10 avem pe doamna Pascaru Elena Lăcrămioara, tot din Piatra Neamț, este economist, directoarea de la o firmă de... Și pe locul mai da. Util. După care, bineînțeles că avem președinții de la Roman, de la... Dar toată lista eu vă pun la dispoziție, de asta, dacă vreți să o luați, e lista care am depus-o la Bej. Așa cum am spus, suntem
primii care am făcut acest pas, nu avem înțelegeri cu nimeni, nu ne-am certat pentru aceste liste, nu o să găsiți foști consilieri locali, județeni, primari, viceprimari, miniștri, secretari de stat. Vrem cu această echipă nouă să tragem un semnal de alarmă, așa cum am spus, pentru schimbarea clasei politice. Vrem să facem împreună cu acești oameni și cu echipa Partidului Mișcării Populare un alt fel de politică, o politică pentru oameni. Și dacă îmi permiteți, la nivel de național, știți foarte bine că partidul are un procent de 85% de oameni noi, oameni care chiar n-au mai făcut politică. 15%, știți, e o marge care, din punctul nostru de vedere, e o marge destul de în regulă pentru un nou partid creat, un nou partid care își dorește o altfel de politică. Îmi doresc din tot sufletul ca românii să analizeze foarte bine această oportunitate și acest mesaj pe care noi îl transmite și îl vom transmite tuturor cetățenilor din întreaga țară. Intenționează PMP-ul să conteste proaspăta alianță PSD-UNPR sau ce alte contestații mai pregătiți? Nu facem cu nicio contestație, numai dacă se abate de la cadrul legal. Dacă vom constata undeva anumite nereguli, le vom contesta. Dar alianțe sau trocuri politice, cum zice colegul meu, sau combinații politice, nu ne interesează. Noi ne interesează drumul nostru de a transmite un mesaj, acela transmis de președintele Traian Băsescu, că știți foarte bine, Constituția României, care e foarte important, drepturile cetățenilor, din păcate, nu sunt respectate în toată țara, nu spun doar la nivel de județul Neamț. Dacă vom ajunge să conștientizăm acest lucru, noi ne-am îndeplinit misiunea. Da, eu vreau... Nu le-am lipsit nimic la Piatra Neamț, dar ne-am focalizat un pic pentru județ, pentru că e mai greu, și v-am spus de ce, de lucrat cu oamenii din comune, pentru că... Sunt multe hârtii. Hârtia, organizarea nu-i problemă, e vorba de mentalitatea oamenilor și v-am spus la începutul conferinței de ce obstacole ne-am lovit. Dar eu aș completa un pic întrebarea de dinainte și aș spune că nu facem contestații decât, așa cum spunea domnul deputat și candidat la Consiliul Județean din partea Partidului Mișcarea Populară, doar dacă se depășește cadrul legal, dar o contestație politică pentru oamenii din județul Neamț o să o facem cu siguranță, pentru că suntem împotriva acestui traseism politic. Oameni care 2-3 ani au stat pe stânga au trecut pe dreapta, oameni care au stat 2-3 ani jumate, 4 sau chiar mai mult pe stânga au trecut la dreapta. Nu suntem de acord cu acest traseism politic și cu siguranță în întâlnirile pe care le vom avea cu cetățenii din orașe și din județ o să le spunem acest lucru. Domnule Burlacu, ajungeți mâine în postura fericită care fie aveți majoritatea în CJ, fie o puteți realiza cu alte forțe politice. În cazul 2, care se negociază? Din cei care s-au anunțat până acum și știu că urmăriți presa și ce spun competitorii, că e normal să fie așa, ce vicepreședinți de la alte forțe politice, din cei care vreau să fie președinți și o să fiți dumneavoastră, ați vrea lângă dumneavoastră la CJ? Bine, cazul fericit că vom avea un rezultat. Mi-aș dori să avem acest rezultat și toată echipa, nu numai eu. Da, da. Să fii sigur că vor fi oameni competenți. Nu voi accepta o echipă de oameni doar pe interese, altfel de interese, să spun așa. Și asta când mă refer, un CV-ul spune multe și știți foarte bine că mie îmi place un singur lucru și asta spun cu tărie, am fost și am lucrat în sistemul de siguranță națională aproape 20 de ani și știu să mi-aleg un cetățean, un coleg și un partener. Bun, azi se negociază politicul. Bine, sunt, da, dar la negocieri poți să pui condiții. De pe stânga, de pe dreapta, poți mai... Noi suntem, după cum știți, un partid de centru-dreapta. Și cred că spune tot. Dar nu excludem niciodată, știți cum, ca în politică, nu spui niciodată. Mulțumesc, dar nu. Păi, cum să vă răspund dacă eu mai... să mă văd acolo și atunci vă răspund. Da. Dacă mai aveți dumneavoastră întrebări, dacă nu, noi vă mulțumim și poate săptămâna viitoare, marți, așa cum am spus,
85% din localități să le acoperim prin candidații noștri ai Partidului Mișcarea Populară. Vă mulțumim! Mulțumim.